Mă numesc Nenuța Stăiguț, am 59 de ani, de 4 ani sunt tânără pensionară și din această, din noaptea regiunului acesta, 2015, am pus un pariu cu mine însă, spunând așa, Neluța, ai așteptat 45 de ani să-ți realizezi câteva vise și n-ai reușit. Acum a venit vremea să o faci. Ești coaptă, ai ce să dăruiești, a venit momentul să zbori. Și mi-am propus să scriu această carte, pe care doream de mult să o dăruiesc semenilor mei și am să vă explic imediat de ce. Mi-am propus să fac o expoziție de pictură și m-a ajutat Dumnezeu să fac chiar două. Mi-am propus să fac întâlniri din suflet pentru suflet, unde nu voiam și nu mi-am propus să văd pe nimeni nimic, ci pur și simplu să mă întâlnesc cu oamenii și să discutăm așa, ca între prieteni, să ne atingem sufletul, să ne mobilizăm unii pe alții și dacă putem să găsim soluții la problemele fiecărui. Bună Dumnezeu, eu îi spun bunuțul, așa simt eu, nu știu dacă greșesc sau nu, dar așa simt eu mai aproape. Bunuțul m-a ajutat și le-am făcut pe toate în primele 5 luni. Și sunt mândră că pariul meu pe care l-am pus în noaptea de Revelion, acela de a-mi demonstra mie însă că viața mea poate să înceapă la orice vârstă, s-a realizat. Am câștigat pariul. Acum, revenind la calitatea mea de terapeut. Lucrez ca terapeut infoenergetician din 1996 și mulțumesc din suflet domnului comandor că mi-a schimbat viața în bine. Vă mulțumesc din suflet. Dumnezeu ne-a schimbat. Vă mulțumesc. Niciodată nu pot să-mi stabilesc emoția și să-i mulțumesc bunuțului că a decis să fiu și eu soldat disciplinat în oastea lui de lumină. Așa mă văd eu, ca un soldat cu minte care face. Nu întreabă de ce trebuie să fac. Trebuie să fiu acolo când oamenii au nevoie de mine. În cartea mea există foarte multe exemple. Exemple de ajutor pe care l-am dat, cum să vă spun, așa, intempestiv, nu m-am programat, nu... și m-am hotărât în acest an, am luat eu așa, între ghilimele fiind spus, tupeul la plutare și am spus, Neluța, după 20 de ani ai atât de multe cazuri, cazuri care, culmea, sunt repetitive în viața oamenilor. Vrem sau nu vrem, oamenii se încarcă energetic negativ. S-a vorbit atât de mult despre energia astăzi. Fiecare din punctul lui de vedere, fiecare din perspectiva lui sale. Da, într-adevăr, oamenii se încarcă pe energie negativă și dacă nu ne vom mobiliza să fim din ce în ce mai buni, să fim din ce în ce mai curați din punct de vedere energetic, să dăruim acestei planete iubirea noastră, o vom distruge lent. Ce este mai trist, din punctul meu de vedere, este că va fi o distrugere irreversibilă. Așa că ar fi cazul să ne punem mânuțele la treabă și sufletul la bătaie, ca să zic așa, și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să vorbim mai mult cu entitățile de lumină, să facem mai multe fapte bune, să nu mai trecem nepăsător pe lângă semenii noștri când îi vedem că au căzut, motivând că sunt beți sau sunt drogați. Dar de unde știm? Am verificat? Nu. Ok, atunci haideți întâi să verificăm și pe urmă decidem cu consecință. Să nu părăsim zona când se face o rugăciune. Așa este. Ce aș putea să spun, fără falsă modestie, n-ar fi drept și corect ca eu însă să nu mă apreciez pe mine, primul om pentru mine, în planul terestru vorbind, cel mai important sunt eu. Dacă eu nu sunt în regulă cu mine, însă nu pot să dăruiesc iubirea mea semenilor mei. Deci eu trebuie să fiu în regulă cu mine, trebuie să fiu armonică, trebuie să fiu calmă,
trebuie să fiu caldă ca să pot dormi. Nu pot dormi dacă eu sunt în dizarmonie, dacă sunt supărată, dacă sunt nervoasă. Cum să-i spun eu unui pacient de-al meu, dragul meu, fii cald dacă eu încep să țin. Sau să-i spun, nu fumam și o să stau cu țigara în fața dumneavoastră. Nu se poate. Deci, luându-mi tupeul la purtare, m-am apucat să scriu această carte în dorința expresă că prin aceste exemple eu pot să dau oamenilor informația optimă, benefică și necesară care să-i ajute să-și facă viața puțin mai frumoasă astăzi decât ieri. De ce spun asta? Spun acest lucru pentru că, într-adevăr, aceste cazuri eu le-am condensat în câte un exemplu, dar în spatele acelui exemplu au fost 10 de cazuri identice. Povestea era diferită și personajele principale din povestea respectivă, dar esența era identică. Și am spus, ok, dacă s-au repetat atât de multe ori, înseamnă că e un gen de tipologie de energii negative și atunci haideți să lucrăm cu ele. Și m-am apucat și am scris. Și am îmbinat propria mea viață, bucuriile sau mai puțin bucuriile mele, cu exemplele de terapie inforenergetică care, în ciuda faptului că fac atât de multe lucruri, rămâne prioritar. Pentru mine, cuvântul om înseamnă tot. Las orice pentru om. Indiferent ce fac în acel moment. Am pacienți care știu că la mine e casă deschisă. Dacă la ora 2 noaptea unuia dintre ei este rău și simte nevoia că eu îi sunt de folos, au unde liberă să mă sune la orice oră. Eu mă ridic pe marginea patului, îmi iau fotografia pacientului respectiv, îmi iau ansa și raportorul și mă apuc și lucrez. După ce termin, mă fără rău. Care e problema? Mi-am făcut și treaba, bunuțul m-a văzut că am mai făcut și eu pe ziua respectivă o faptă bună și omul respectiv se simte mai bine. Și nu mai e nevoie să chemă salvarea sau să le ascult Dumnezeu cealaltă ajutare. De ce v-aș recomanda această carte? Pentru că, în afară de care aceste exemple, am pus în ea tot sufletul meu. Și nu o spun deloc ca să vă impresionez, dar chiar l-am pus. De adevăratele de adevărat. Fiecare cuvânt din această carte am învățat de la domnul comandor, pentru care iar am un deosebit respect și încă o dată vă mai mulțumesc. Să verificăm. Am măsurat fiecare cuvânt, dacă e pus unde trebuie, fiecare virgulă, dacă acolo e bine sau nu, să fie pus. Nu știu dacă v-a plăcea la toată lumea. Dar știu un lucru. Că mi-a plăcut. Că doamna Arbenescu, care mi-a făcut prezentarea cărții, mi-a făcut prefața cărții, eu până am primit răspunsul de la dânsa, tremurau genunchii cum îmi tremură și acum și de-abia stau în fața dumneavoastră. Au trecut toate furcile caudinei. Nu știam ce îmi va răspunde. Mi-era teamă că îmi va spune, doamna, stai cu zborul frumos, veniți cu chestii de-astea la mine. Și când am citit primele cuvinte din prefața dumisale, am plâns, dar așa, credeți-mă, ca un copil din acela care nu se poate stăpi. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă. Ați fost deosebită. Vă mulțumesc mult. Este. Vă mulțumesc din suflet și mai ales vă mulțumesc pentru această invitație. Ca să mă rugesc foarte tare, mai vreau să nu mai fac un anunț, că Neluța trebuie să fie completă, nu poate fi incompletă. V-am spus că am făcut o groază de lucruri și doresc să le continui. Ultimul meu proiect, pentru că nu-mi place să abandonez drumurile la mijloc de drum, a fost să mă gândesc la copii. Dar nu numai la copii, la copii, mămici, tătici și bunici. Și în acest sens am făcut un site care se numește Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru mămici, tătici și bunici. Și acolo o să, deja am 3 povești foarte frumoase, la care
Am învățat să fac și eu videoclipuri, nu știam, la 59 de ani e fabulos că mai înveți ceva nou. Am povești și pentru copii, am și pentru bunicuțe, am și pentru tătici, pentru mămici. Și mi-ar plăcea ca undeva, într-un colț de suflet, al fiecărui om pe care îl întâlnesc până voi muri, să fiu un exemplu pozitiv. Să le demonstrez doamnelor de vârsta mea că dacă am ieșit la pensie, nu înseamnă că viața noastră s-a terminat. Viața noastră abia atunci începe. Ne-am așezat copiii la casele lor, ne-am rezolvat problemele materiale, care sunt și ele necesare până la urma urmei. Nu putem trăi în portul, nu? Trebuie să avem și noi acolo un acoperiș deasupra capului. Și acum putem să dăm tot ce am acumulat o viață întreagă. Și slavă Domnului că într-o viață avem atât de multe lucruri de învățat și atât de multe lucruri când le-ai acumulat să le dăruiești și altora. Pentru că eu am convingerea fermă, dar fermă, fermă de tot. Nu avem timp să facem toate greșelile de pe pământ, toate păcrățelele, ca să învățăm lecțiile. Și atunci mai aruncăm și noi câte noi la vecinul să mai învățăm și de acolo ca să putem merge mai departe. Vă mulțumesc din suflet și iertați-mă dacă v-am greșit prea mult. Eu puteam să o prezint pe Nenuța puțin mai amplu, să amintesc și că a fost eleva domnului comandor, pentru că știam acest lucru. Dar așa cum a vorbit, așa este scrisă și cartea, într-un stil care captează atât atenția cât și bunăvoința cititorului. Și acum secundă, pentru că efectiv ne-a cucerit din sinceritate și a făcut un pas mare către cunoaștere, către și către Academia de Română, din partea noastră o diplomă și o carte clasică, Undele Gândului, a Dării Lucrează. Suntem pe aceeași lungime de... pentru Biblioteca Academiei. Mulțumesc! La următorii pași, către... Mulțumesc! Neluța, ai și din partea mea un volum intitulat am scris-o în urmă cu mai bine de 10 ani în colaborare cu domnul academician Dr. Paranului Bojor. Am vrut să spune, pomenești că o fi și domnul Bojor, îl întâlnim acolo. Am zis, nu cred, doamne, că l-am întâlnit. A transmis salutări la 91 de ani, sincer, n-am mai spus. A fost consilier pe problemele specifice. Da. Aș vrea să mai adaug, pentru că mi-a făcut acest dar nu pot să mă abțin și nici nu vreau. Chiar dacă lipsește domnul Ovidiu Bojor de aici, aș vrea din suflet să-i mulțumesc, pentru că mi-a fost profesor de fitoterapie, am petrecut cu dânsul și de aromoterapie, am mers cu dânsul seară de seară, dându-l de la sală și ducându-l până la dânsul acasă și am învățat suplimentar, dacă pot să spun așa, din sufletul dânsului enorm și pentru că mi-a dorit această carte, nu puteam să nu-i mulțumesc așa, cu toată inima și cu toată dragostea. Așa cum îi mulțumesc domnului comandor, pentru că chiar mi-a schimbat viața. Să-i transmit, am și domnul Bojor. Vedeți ce mică e lumea și cum ne întâlnim, chiar dacă nu suntem prezenți cu corpul acesta fizic, dens, noi suntem unul și același în aceeași oră de lumină, cum ai spus tu, unici, unii cu alții, interconectați. Aș vrea să completez un fapt care pentru mine este important. Vreau să comentați că intervin, vă mai consum din timp, că e foarte prețios. Domnul academician Ovidiu Bojor a fost este în continuare membru de onoare la mine în Fundația Sfântul Apostol Andrei de foarte mulți ani în urmă și din acest motiv l-am invitat în taberele de practică pe care le am ca să ne spună de specialitatea lui și ne culmergea floricele, frunzulițe și ne explica cum se iau, cum se fac infuzii, cum se fac tratamente cu acelea ce efecte au. Și m-am bucurat că am putut să-i aduc această bucurie pentru că i-am oferit câte două săptămâni de practică gratuit
din suflet din ea. Nu i-a fost reciproc. Da. Nu pentru că a costat casare, masă, etc., dar pentru bucuria care ne-a adus-o deosebită să ne învețe medicină naturistă, că este expert, să știți. Am toate cărțile domnului Ovidiu Bojor, îmi pare rău că nu pot să mă mai întâlnesc cu dumnealui, că mai înainte ne întâlneam cam săptămânal așa și stăteam la diferite parole. Însă mă rog la Dumnezeu și pentru el să-l ajute să facă mult bine în cadrul națiunii române. Deși el zice că este celt, de la domnul Ovidiu Bojor, însă celții să știți că provin tot din Daci. Un lucru care domnul Ovidiu Bojor n-am apucat să îl spun, că celții sunt o ramură, provin dintr-un plic dacic și s-au despărțit ca datorită și poziției spațiale geografice, s-au despărțit și celții au populat alte orașe nordice. Vă mulțumesc frumos! Mă iertați că v-am... Vestice! Că nordice au venit bani în tot. Deci îi mulțumim, Nadiței Stăicuți. Între timp au mai venit doi prezentatori a unor lucrări științifice, Lucreția Vezeanu și domnul primar cercetători amândoi, Nicolae Năcioiu. Dar acum le dăm cuvântul lui Mihai Preperiță, scrie.